Primăvara e încă departe. Un nou cod galben a fost emis pentru 10 județe din țară. Avertizarea meteorologică e valabilă până mâine dimineață. Printre zonele vizate se numără Hunedoara, Brașov, Sibiu și Prahova. Din Mărășoiu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie e într-o legătură telefonică directă cu noi pentru detalii. Bună ziua, domnule Mărășoiu! Bună ziua! Într-adevăr, acest cod galben intră în vigoare la ora 20 astăzi, este valabil până mâine 24 februarie, ora 8, dar se referă strict la zona de munte a Carpaților Meridional, mai precis la altitudini de peste 1700 de metri. Acolo, într-adevăr, vorbim de fenomene de iarnă și, sigur, la vitezele vântului care la rafală depășesc 70-90 de km pe oră, se impunea emiterea acestui cod galben. Așadar, pentru cei aflați acolo la înălțimi mari, trebuie să fie foarte atent, de preferat după ora 20 să nu mai facă ascensiuni montane, pentru că chiar dacă ninsoarele sunt slabe, ele apar și acolo și sunt viscolite, sau vântul spulberă zăpada și reduce vizibilitatea. Însă, în restul țării nu vorbim de asemenea fenomene, vor fi precipitații slabe predominând sub formă de ploaie în acest interval, adică la noapte, condiții de ploaie fiind la București, deci încă nu putem spune că iarna s-a întors, însă pentru acele altitudini mari, iarna continuă. Ce ne puteți spune despre vremea în capitală? Se vor păstra la fel de ridicate temperaturile în timpul zilei? Da, vor mai fi înorări, dar probabilitatea de ploaie crește în orele serii, deci aproximativ tot așa pe la orele 19-20. Și în prima parte a nopții, temporar să plouă slab, condiții în care, după o zi destul de caldă, cu care de fapt ne-am și obișnuit în capitală, o maximă în jur de 11 grade, nici temperatura minimă nu va fi coborâtă, în jurul a 3-4 grade așteptăm mâine dimineață. Vă mulțumesc, Dinu Mărășoiu, meteorolog de serviciu în cadrul ANM.